Le mulțumesc tuturor bucureștenilor, și mai tineri, și mai puțin tineri, și din cartierele bogate și din cele sărace, și din clasa mijlocie, și cu venituri modeste, cei cu care m-am întâlnit în toată această perioadă și care mi-au spus că vor să fac la Primăria Generală a Capitalei ceea ce am făcut în Senat și în presă, adică să muncesc cu oamenii pentru oameni. Mă bucur foarte mult că proiectul meu, care a însemnat o capitală cu școli și spitale mai bune, cu rezolvarea problemei traficului infernal din București, cu mai multe locuri de joacă pentru copii și mai multe parcuri, cu diminuarea poluării, cu transparență în primărie și toleranță zero la corupție, a avut câștig de cauză. Îi felicit pe bucureșteni pentru că în această seară ei au câștigat, dar îi asigur și pe cei care nu m-au votat că voi fi primarul tuturor. Ne așteaptă, dragi bucureșteni, un drum lung, un drum greu, dar plin de speranță, la capătul căruia vom avea numai rezultate.